Шамуа сау буисон финк я инчепе и отрича жос ла буисон ши сырдик ресурс ла шамуа интремен паркари тикет интересант как мы за хостом сперкли ну как скумп тут уже еще ну и Елветия да и Таня ши писта ну и бревол червиня да и шамо каутон лок либер да мишку ну гасеск я тут до речи лау матчин
Это жос. Салют. Ну дат. Это жос. Ну, если опрапиделок запад. Дуар. Пиалокрыш. Яр сус. Запада есть и дистол. Сус амамведери ланалцимя. Доумей. Доумичный судиметр. Я ты. Около. Унаинти сус. Пивор. Шуцерваться в кабине, кари. Сыку вару. Лаваль. Акума йоу. Маскимп. Кумпар билет. Пидоу зили. Ши плек лаският. Мам скимбатку хайнили дискивы. Спечали пентру ският. Ши акум мывой индрепта. Лакас, кади обичей, сфак. Биет. Buongiorno. Am intrat în funivii. Într-o parcare azi de jos. Și iată eu astăzi. Cumpărat bietul. Am plătit cu asigurare 35 de euro. Nu scump, dar pentru o pistă de doar 10-15 km cam. Cam scump. La Cervinia, dacă mai adăugăm vreo 20 de euro, schiem 100 de km. Adică 10 ori diferența de km, dar prețul doar de 2. Iată, brusc am ridicat la o înălțime de la de vreo 300 de metri. Кабина была пистеора, ну и плина, ну и калачервиня рындур. Кабины кари на Орлинова. Шапу я пой
vadov a fost puțin mai liberă. Iar a treia sau a patra care am luat eu, deja e pe jumătate. Asta m-a ridicat brusc și sunt chiar în ureche. Am simțit în ureche un fel de apasă, de parcă mă apasă ceva. Это еще сус. Светишь сары. Жос умбра мунцула. А сконди сары. Еще сус. И все в шумонете запад. Жестко, детская тенька придемонте. Это так, ну, вро, три изящ. Есть у Луны Доусом еще пешегонатор. Нет, овец еще была. Это рассел, если дефуневейный парафост лонг. Километр. Шиде яича. А яич требует. Ориди с кемба, тал, тади кубрыт, не скажу. De asta și erau două disemate. Cred că din una în alta. Мем плащет кубор на уровне. Кто-то думал. А решит. Я-то лумя маймолт. И плащется фильмез. Да я бы фашкершут фото. Dacă nu-i zăpadă, ele caută locuri unde iarba e mai verde. Și iată
Где Аич? Требуется не уркан. Май сус. Скиятул в Италии. Дификариан. Тот дивини май. Скурт шумай скурт. Дин кауза. La temperaturi înalte. Și mai departe, iată, îmi pare că trebuie să urcăm aici, la stânga. Deci, sus, mulțime de hoteluri. Deja situcul se cheamă Chamois. La el voi putea să ajunge doar numai cu cabina. Nu-i stradă pentru mașini. Poi magari scopriamo che è una roba che si pare, non si sa per quale ragione, però valuteremo. Și iată aici, în loc să vedem un drapel italian, vedem un drapel ucrainean. Facciamo una pista intanto. La pistele de 30 de kilometri nu veți găsi, iată, rânduri mari, pe piste multă aglomerație. Și chiar pista o găsiți într-o stare mai îngrijită chiar. Chiar dacă e doar una, două, acolo, trei. Fiindcă puțină lume aparatele care le folosesc sunt tot aceleași care sunt folosite și pe pistele mari. Deci sunt îngrijite în aceeași calitate ca pistele mari. Numai că, iată, pistele scurte. Din partea ceilalți Chamois se află, nu, aproape de Val Tourneș. Și apoi Val Tourneș și Cervinia. Dar pista nu este legată una cu alta.
Я тайча шаша у леништи. У леништи. Видят спи. Сиджу ви фарти пцинни скиар. Ла плекари. În internet era scris că este alături chiar și o pistă de fondo care are un inel de 5 km. Numai că îmi pare că ea nu este preparată. Și din cauza asta trebuie iarăși să caut în altă parte. M-am interesat la turnon. La turnon ca așa anul trecut. Nu, puțin mai mult sunt preparat 5 km. Nu e mult desigur, dar 3 inele și 2 ore de schiuri le-ați făcut. Cam încet merge CGV-ul ăsta. Acum suntem pe pista de coborâre, pe deasupra ei. Și vedem că e așezat un strat de zăpadă, undeva de vreo 20-30 cm. Dar stratul e foarte... trebuie să fie foarte dur, fiindcă foarte tare, adică. Dacă e zăpadă artificială. Dar la amiază el temperatura va fi încă și mai cald. Și cred că va fi mai moale. Iată, dacă nu sunt nu-i zăpadă, iată, puteți să vă urcați așa mergând. Sunt cărări pentru plimbare.
Первый момент, когда трек прям спри червеня. Первый момент ведем это кабина Димвали ла Шамуаич. Ши ну прям целижам где я сусуй. Buongiorno. Și iată eu, pe moment, spuneam că cu ocazie trebuie de... de venit și de urcat. Allora noi la imbocchiamo a destra, la prendiamo a destra la seconda. Grazie. La nou, ușă 10. Până și m-am schimbat. Deci am cumpărat bilet. Până și m-am urcat. A trecut o oră și 20. În partea stângă, observați un lac care, unde se acumulă apa și pista pentru începători. Pista are undeva 100-200 de metri. Pentru începători, distanța asta pare 2 km. Катаре ел фильм, он вручал фильмез мыни Думиника. Дар возметил к мыни спунка в Афину урос, что пробабил к прецепитации западу. Я вам котрыцы мы уркас. Керштинка вы перди уоры. Încă ieri m-am întors de la lucru târziu, până și am pregătit schiurile, până și m-am pregătit pe mine. Era deja noaptea și eu am dormit puțin. Dar cum că kilometri nu sunt multe și pista nu e grea, eu am hotărât astăzi să ies. Încă dacă era o pistă grea, eu schiam mâine, făceam o pauză mai lungă de azi până mâine și pe mâine eram pregătit. Spre Cervenia drumul este mai lung. Pierdeam mai multe ori. Aici mi s-a părut că e mai scurt totuși. 30 de kilometri diferență. Это астасуарили, съешь что-то у него, да?
nouri încep să se acumuleze și mâine cred că va fi, dacă nu precis, precis, aproximativ cum spun la meteo. Știți că la meteo câteodată și greșesc. Dar undeva aproximativ ei și spun și corect. Am urcat cabina, a doilea am urcat o SUV și iată a treia SUV. Și cred că va trebui să mai iau una. Deci pista e lungă, asta e bine, fiindcă ea dacă e lungă, ea primiți o plăcere mai mare. Chiar dacă e una sau două. Fiindcă unde e pista mare, de exemplu Cerinio, partea italiană, elvețeană, acolo nu reușiți într-o zi să schiați totul. Doar așa, eu odată am luat ambele părți, am reușit să mă duc în Elveția, schiez și apoi în Italia. Dar nu am reușit toate cărărușile să le fac. Doar am făcut așa una, așa, dacă erau paralele, nu le mai făceam. Și într-o zi am reușit să ajung până la ultima pistă elvețeană și până la ultima pistă valturnaș italian. Undeva am schiat vreo 40-50 km. Dar mai să pierd cabina spre Italia, fiindcă ea la orele două se închide. De atunci, în partea elvețeană, eu nu am mai schiat, dar aș vrea să schiez, fiindcă acolo este un trenuleț care eu aș vrea să-l iau. Să mă prind cu el. Dar asta trebuie de făcut mai dimineață și deodată în partea elvețeană. Iată, mai avem una undeva vreo 2 km. Și ne vom afla la finele acestei piste. Interesant și priveliște vom vedea acolo. Это обсерв у них пьёр и на витезы кубары делушар. Это привелишево червиня и винтать перцелей. Есть фрумос. La Cervini asta, nu prin sfârșit, dar zăpadă nu prea. E un loc unde cad puține precipitații.
și cu mult soare. Am urcat și pe ultima, Segiovie. Ea este mai comodă, mai moale și mai nouă decât alte. Probabil că au la înălțime mai mare, unde zăpada se păstrează mai mult, au pus și Segiovie mai comodă. Din cauza că lumea mai mult rămâne aici sus decât coboară. Iată, dacă ar mai ninge aici, s-ar putea de făcut și freeride. Dar e foarte abrupt. Eu mă uit în partea dreaptă și părerea mea acolo e un loc foarte bun pentru freeride. Aproape drept și puțin prin pădure. Chiar puteți să treci și prin stânci de pietre. Ultima funivie e mai comodă, dar chiar și mai rapidă. Iată, acum ne aflăm undeva la 2500 de metri pe deasupra mării. Chiar dacă e abrupt, eu văd așa că se găsește pe locuri mai puțin abrupte unde ați putea coborâ. Dar trebuie foarte amănunțit, știți, locuri și să aveți o guidă, o persoană care să vă ajute la coborâre. Vedeți că nu a nins mult. Pietrele se văd de la o distanță foarte mare.
Ткан петрили сокуперите, макар чинзеч сантиметр. Iată, atunci se poate de făcut freeride. Sper că ar fi și o pistă și în partea cealaltă. Dar... aflându-mi prima dată aici, vreau să găcesc. Ar fi normal să fie și din partea. Aici sus, ca de obicei, vânt nu-i mare, fiindcă dacă era mare, închideau. La Cervinia foarte des se întâlnește vânt. Și foarte des CGV-a cabinului FNV-a sunt închise. Iată, în partea stângă muntele Cervinia. Da, din partea asta se vede încă și mai frumos. Майк, иди вверх. Acum starea chestii îmi permit, iar mai încolo va trebui să merg mai încet. Não, 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 não
Iată aici deja sunt în parte în două părți. Nu, una la stânga care era, e doar cărărușa pe care ajungeți la Sigeli. Asta cu schiuri de GS nu prea se primește mai tare ca un tip de Super G. Iată doar la unele coborâri. Cobor ca Super G. Nu. Înțelegeți, adică mai curba. Ma poți arriva anche più giù? Sì. Fino a quello. Ma fino a paese. Iată, dați coborâm chiar până jos, jos. Aici e doar, cum înțeleg, nu doar pista pe care ați putea ajunge la Chamois, din sat. Și iată aici e mai larg. Mai jos nu reușesc să cobor din cauza că nu este zăpadă. Dar măcar bine că am coborât. Până la ultima Sigeovie. Dacă mai era o cărărușă până jos, era încă și mai bine.
Iată, în partea dreaptă, se observă un hotel în vânzare. Hotel al Rascard. Iată, dacă vă interesează, intrați în internet, căutați-l și cumpărați-l. Locul este pur și simplu perfect pentru persoanele care îi place liniște. Nu multă lume, aglomerații. În vale am observat chiar și o stradă asfaltată. Dar ea e foarte îngustă și nu știu dacă pe ea se poate demers cu mașina. Cred că în timpul verii doar. Eu în internet am privit să văd dacă pot să ajung cu mașina și nu am găsit nici o stradă, doar cu cabina. Mie un po' contrario, mio figlio anche lui, ma... Data asta eu sui... Așa, un... tapis roulant. Дел ушор, ну и налт. А вот отец ем к тебе. Мы пацаны 2 минуты. Секунд. И биник синева тираги кладял. Где асташ ски алпин, а на Италии аж в луме на и практикат, где как ски дефон. Тинка, а еще тот вот... Тирадика, дика. Дар ласки дефон трясы, практикат сказал, что в мыне. Și la majoritatea ne place să fie ridicat. Ridicat să... Andiamo, ragazzi, forza! Andiamo! Să se depune... Pentru a ridica un deal. Vittori, campioni. Leo, amore, se non mi aspetti non puoi salire, però fagli passare loro. Grazie, scusate. Vai, vai. Dai, ragazzi, dai, dai. Qualcuno viene? Nu știu dacă peste vreo 10-20 ani, când vor crește ei mari, vor mai fi pestele astea. Vor schia pe piste de plastic artificial. Iar peste încă 20-30 să ne apară și dinozauri de la călduri mari. Da, nu. Муркат, пядо.
ajung la sfârșitul Segeoviei 2 și ea e cam lungă, tot parcursul ăsta de 3 Segeovii, că mie doar în jilet mi s-a făcut frig, fiindcă aici la înălțime temperaturile sunt mai joase. Iată, eu văd pe schiuri că zăpada nu stopește. Înseamnă că e undeva minus 2-3 grade. Când schiam, mi era cald, iar stând așa pe Segeovie, mi s-a făcut frig. Și a treia. A treia cea mai comodă. Vă amintiți? La începutul filmului. A treia chiar îmi place. Moale de stat. Aici era foarte abrupt. Avem senzația că parul ăsta îmi vine în față așa. De parcă ar cădea. Dar el e... înfilat. Foarte trainic. Și poate să stea așa ani întregi. Это еще сус сорптяди, как вот он фрирайд, дар, ну и казу. И обрубт пуцину запада, шинк. И фартидур. Thank you.
дистанция и камлунга, и форти инчет мерк сидю вилестя. Елки арам ингецат. Мы карбиник, ну и винт. Это прямо уркари яра винт. Акума винт. Ну, мы есть. Это инкладата. Сус. Ламунт или червиню. Ел ничего писа с фига купереть не новый. Купили доллары. Чисто. Черкас, нет, май ничего. Дар. Я, ну, принес, что мерк мой. Моя речь. Acum voi urca doar pe-a treia, nu mai cobor la val. Am mai trecut o oră. Sunt 11:30. Treia parte mi-a plăcut. Chiar se jovie comod. Și chiar și pista. Dar cum că e multă lume, ea începe să fie mai distrus. Zăpadă așa. Cafeină. Și pe locuri chiar se strânge și e greu de frânat. Как у центра насып. Я так умпила мне ворыли доус прозвищу. Сварили, бати мои. Мои тари. Și urcându-mă, nu mi-a fost așa de frică cum
Майдеврея. Это видец. Ярыш мунтили. Шипелым ел. Ну дар червиня. Дар яте партяста. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vârfuri. 1 lângă altă. Iată, observați. Înainte, câțiva alpiniști care urcă. Interesant. Unde ajunge strada asta? Odată ar trebui de încercat. Observăm acolo un valic, un cobar. Numai el s-a oprit. Interesant în ce direcție va lua. Dacă va lua în partea dreaptă, atunci pista ajunge până jos. Dacă se va urca, înseamnă că în partea dreaptă nu e nicio ieșire. Iată, urmărind alți alpiniști, puteți învăța în așa fel traseu. Învățându-vă de la alții. Privind drumul care o ia, direcția și modul de a coborâ. Da, îmi pare că se coboară chiar jos. Cred că ajunge la Valturnaș. Cum că alpinistul nu se mai vede, eu voi continua schiatul meu de azi pe pista cu numele Chamois. Червиньовский Парадис. Pista de culoare roșie. Încerca să fac mai multe kilometri. Mă voi încălzi mai mult. Dacă mergeți direct pe moment, viteza se mărește și respectiv. Aerul care îl străbateți, el devine ca un vânt puternic. Și vânt un aer rece. Nu ne oprim de totul, fiindcă dacă ne oprim, pierdem viteza și nu reușim să fim unul idealul.
Майко Борим. Шадова партия. Майнчет финты. Чи не привежьте. Лаувитезы майнчеты. Без путя инцележи. Имаджина. Майбинь. Курбим мой мук, я у меня как раз Чарли, ши корп, кума мой спус. Это еще ал. Бастонаж. Могу то обсервать. Он антренировки. Пялокуль. Смотрите, по которой те за кварти. Где, ну, в Маре. Первый салт. Так, вы пермите куражу, что у меня держу. Thank you.
înțeleg din cauza de ce au pus drapelul ăsta ucrainean pe o pistă italiană. Poate cineva să-mi răspundă. Iată cum înțeleg eu că drapelul l-au montat vreun ucrainean care lucrează, iată, în oficiul ăsta turistic. Eu când am întrebat de persoană, un italian, el mi-a arătat acolo mai jos. Vedeți, la municipiu este drapelul italian, european și roșu, negru, au ăsta. Și probabil el nu știe, persoana care a răspuns, nu știe din cauza la ce l-au montat, dar eu probabil cred că este un ucrainean care lucrează pe pistă. Iată, culoarea drapelului ăsta coincide cu culoarea formei mele de schi. Numai că forma mea e forma echipei Austriei. Forma e de GS pentru antrenamente. Deci culoarea formei pentru competiții era verde-negru, echipii Austriei de schi, cu care ei au participat în competiții undeva 4 ani în urmă. Îmi pare că chiar și la Olimpiadă, la Pyeongchang. Iar roșu cu negru ei au folosit-o în antrenamente. Și roșu cu negru o puteți găsi prin internet și chiar în unele magazine de schiuri în Austria. Iată, de exemplu, dacă dumneavoastră aveți posibilitatea să plecați în Austria la schiat, în unele magazine sigur veți găsi forma Austriei, dar de antrenament. Eu nu știu dacă este vreo diferență, fiindcă eu am cumpărat-o din magazin. Cu ea aveți drept să schiați. Nimeni nu vă spune nimic că forma nu e așa sau e pentru competiții sau e pentru ce. Deci puteți să vă cumpărați și dumneavoastră așa formă și să schiați toată ziua în ea. În formă se schiază mult mai comod, temperatura internă nu crește mult ca în formă, iată, în scurte, pantaloni, așa groși, de freerider. Fiindcă eu primii ani schiam în formă normală, cum toți schiorii. Și asudam, deseori aveam febră și răceam chiar. Trebuia o săptămână, două, în fiecare iarnă să stau în pat. Iar după și mi-am procurat forma specială de schiuri, de antrenament, eu așa probleme nu am mai avut. Fiindcă ea are o proprietate de a menține temperatura corpului vostru. Deci nici prea mult, nici prea jos. În așa fel voi nu transpirați mult și nici nu vă răciți tare.
Мы афло а патра уара. În față cu cervine. Și a patra oară eu cobor. A patra oară am ajuns jos și iată am intrat în toalet. Oglindă noi, dar măcar este la campul. Am spălat mâinile. Și chiar să vezi la acolo. Там мешит вичел, дар не дар он вичел и бар вичел. Что я еще что мешать прицеш, парка шви, ветер, море, кяр пиписта, дел червиня, кам скумп боец. În partea stângă schiuri, închirii. O biserică. Și iată vârful. Unii ne vom ridica a cincea oară. Am ajuns sus și a cincea oră. Muntele Cervinia tot mai acoperit și mai acoperit de ceață. Dar vizibilitatea încă e destul de mare. Iată și a șasea oară. Cervinia, ca și dimineață, a rămas cum a fost. Și munții de lotere la fel. Sper că peste două ori tot vor rămâne. Peste două ori voi face fotografii. Шапки. А мы ищем сварли.
Qua si può scendere giù? Sì, ma poi non puoi più tornare su, a meno che non hai... No, non, ce li... non sono da sci alpinismo questi. No, per le prossime volte. No, 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 non scendere giù di qua. No, adesso no, però la prossima. Con lo sci alpinismo? Gli sci d'alpinismo, sì, le pelle sì. Di foca per tornare su, se no non torni. Non torni su. Ma dove arrivo se vado giù? All'ascensore... Cenil. È un altro paesino piccolino. Cenil? Cenil. Ma è Val Tournache? Come? È già Tournache, poi devi scegliere. Del Cervinio. Guarda, là. Sì. Lontana. Ah. Vedi là? Ah, quel paesaggio. No, no, su, su. Là in cima. Vedi là che si vedono le piste da sci? Ma non ci arrivi con gli sci. Ah, è quella... Sì. Sì. No, ma se scendo qua, forse arriviamo lì. No. Non arrivi mai. No, no. Ma io ho visto scendere. Con sci alpinismo. Scendono perché hanno gli sci d'alpinismo. E quindi poi risalgono a piedi e riscendono di nuovo. La macchina qua e poi sono risaliti di qui. Così come noi siamo saliti con le ciaspole di qua. Ah, ma non si arriva a qualche paesaggio qui. Deve tornare... Nessuna funivia. Non c'è nessuna funivia. Cioè non puoi più tornare su poi. Ah, ma deve tornare sempre questa strada. Sì. Te la fai in salita poi. No, dico, non arrivi a qualche strada lì, macchine. Sì, magari. Macchine sì, macchine sì. Sì, sì, macchine sì. Si arriva? Sì, in macchina sì. Provo la prossima con sci alpinismo. Con sci alpinismo sì. Quando nevica di più. Grazie. Ma non c'è nessun uomo che fa questo lavoro? Sì? Chi? I miei colleghi. Sì, invece lo fai tu? Certo. Donna. Perché è un bel lavoro. E perché i miei colleghi stanno tutti in basso, io la vista più bella del mondo. Oh. Ah, ma perché a te piace stare su per guardare tutto questo. Anche a me. È bellissimo qua e soprattutto non arriva nessuno a rompere le scatole dei miei capi. Dove si arriva? Fuori pista? La frazione lì sotto è Chenet ed è una frazione di Val Tournache, il paese che c'è prima di Cervinia. Ah. Ma dunque... arrivo giù? Sì, ma è pericoloso, c'è la neve ventata, è ghiacciato sotto. Adesso però... Sì, si arriva se giù. Se nevica... Fanno sci alpinismo qua, fanno tanto sci alpinismo. E da là, in questo paese, se lascio lì la macchina, ma se non c'è nessuno... C'è il pullman, speri di tornare a Chamois. Sì, sì, c'è un pullman che fa su e giù fino a Cervinia. Val Tournache è il paesino carino che c'è appena prima di Cervinia. Sono stato. No, si va giù di qua, è che quest'anno... No, ho visto uno che è andato. Con sci d'alpinismo, sì. Sì, perché questi da, no, questi da no. Gara, da pista non va. Non è proprio il caso. Ok, ciao. A 7 ore. Am stat sus puțin mai mult ca să... Mai mă odihnesc și în timp am mai dat niște întrebări referitor
la pista. La pista și la... M-am referit mai mult la pista de alături, freeride. Cum aș putea face și cum aș putea ajunge jos. Cum am înțeles, de ajuns spate, e cam abrupt. Dar acum doar de provat așa cu niște schiuri mai trainici. Fiindcă e abrupt, și, dar puteți ajunge undeva la Cezal, îmi pare că, și la o stradă. La stradă puteți lua autocarul care vă poartă la Cervinia sau înapoi la Buison. Opta oară sunt sus și cred că nu e ultima. Cred că încă o dată eu voi reuși să mă urc. Acum trebuie să cobor până jos, jos la mașină și voi lua camera de fotografiat și voi face niște fotografii. Sper că soarele încă va mai rămâne. Am intrat a doua oară în cabină. N-am reușit deodată din cauza că trebuie de făcut un bilet aparte pentru cabine. Și chiar dacă eu azi am cumpărat jurnalier, oricum a trebuit să mai fac încă o dată, încă o dată și retornul. Am mai plătit 5 euro în plus. Это так, где меняться паркаре я умру. А сусыд ши аич сварили. Акум ла ворили трей. Трей ши до удечи. Segredare unonică, nu e pentru. Se soffre di vertigine. Din cauza asta partea. Se va fa il fondo.
care o vedeți. Se va fa la ferrata delle Aguile, a noi se care o ridicăm. Aia va pomala. Nu e acoperită cu zăpadă. Pe distanță undeva 500 de metri am urcat aproximativ. Cam pe atât. Nu, undeva 70 de grade. La început e foarte abrupt, dar pe urmă ea e mai șoasă. De asta nu e nici strada aici, fiindcă e foarte abrupt. Pe povero bambi, o liberă un bambi. Ah, la bachetă, quel picu. Și dacă ar fi o strada, e asta. Rambata. Cum mai stau al ar fi posibil doar în altă parte. Reușesc să ajung și a noua oară. Oare? Dați să vedem. Vom vedea. Dar iată, la data numărul 8. Nu, 9. Nu voi reuși să urc până sus din cauza că am închis segiovia. Fiindcă eu am crezut că ea s-a închis la 4:20, dar ea s-a închis la 4. În așa fel eu voi folosi fotografiile care le-am făcut cu telefonul. Iar mi-a venit și o altă idee. Cu o ocazie voi face un ski
alpin pe pista asta. Și voi lua fotoaparatul cu mine și voi fotografia. Acum eu trebuie să mă întorc jos la mașină. Și să spun la revedere la ziua de azi. Ziua de schiat. Acum sunt nevoit să mă întorc la parcare. Soarele apune. Iată, azi n-am reușit să mă urc sus, să mai văd odată Monte Cervini. Dar ca tare el se poate de văzut și de la parcare. Mâine, dacă schiz la turnon, poate de acolo voi reuși să-l văd.
Sunt orele 4:30. Pista mică se închide mai devreme. Dar nu-i nimic. Mai vinim încoace. Poate voi face un ski alpinist. Vreo plimblare sau... Nu mai știu. Sper să mai vin aici. Locul mi-a plăcut foarte. De aici muntele Cervine se vede încă și mai bine chiar decât pe pistă. Pe pistă pare mic, iar de aici mi-a părut că e gigant. Iată, am închis și prima Suciuvie, care la sfârșit a mai funcționat vreo 20 minute. Au închis-o și eu acum sunt nevoit să mă cobor. Undeva peste vreo 5 minute eu voi fi la parcare. În seara asta eu voi rămâne la Cervine. Cred că mă voi ridica la turnon. Și acolo voi pregăti o grile. Iar mâine voi schia la turnon. Până la amiază și apoi înapoi la Torino.
sunt niște sate din comuna Sant Andrei. Și regiunea Val d'Aosta. Persoane din ascensor. Bună ziua. Bunjor. Păi. Întreb. Ciao. Ciao. Vini mai tu să mă duc pe sit. Vreau să cuplu. Vreau cum ar fi mai așa, așa. Hai. Hai. Soarele complet. Din cauza că munții sunt foarte înalt și abrupt, el nu prea se observă în timpul zilei. Din cauza asta și pistele la ăsta nu prea sunt reminite. Cum pistele, de exemplu, în Franța. Ori chiar în Genève, soarele aproximativ toată ziua. Passa qua. Gabina să pornit și eu. Păi ok, nu e mai. Să-i seri, mă tot. Să-i seri, mă tot. Să-i seri, mă tot. Să-i seri, mă tot. Am crezut seara să la Daniela m-a susposto. Da fi mai ceață, mai mult ceață. Ca moglie. Nu uite, a spus că va fi ceață. Și nu ne va nici. Dar în realitate iată așa soare. Ați risposto? Io ti ho chiesto prima se potevo mandargli a Daniela, lei mi ha risposto in maniera un po' seccata. Era prima, non pensavo che se bolla così, ma io sai che stecca che ti guarda lì giù, guarda qua, guarda qua. No, no, non mi oso, quello non mi fa la piacere. Un forte abbrutto. Guarda, guarda che stecca che ti dà adesso, guarda. Non evitare. Guarda come va giù adesso. Guarda, immagine ghiaccio, guarda, guarda, forse sei tu qua. Ti piace? Cabina chiar se simte. Când coborâți. Senzația e ca un fel de roller coaster. La Luna Park. Le facce non c'è niente. Tutto che abbiamo mangiato dobbiamo fare da quei calabri, per dire. Funia non muore nisho... Nisho bară care s-o... Deci e de la început până la sfârșitul ei. Eh? Doar stă atârnată. Sì, è vero, sì, è pacifico, facciamo un'altra. Sì, è pacifico, non può. No, senza fini. Sì, non dovremmo più. Compromesso su questo. Ha due funi mai... Mai duri,
Două mai mari. Cred că pe una se coboară, iar altă e ca un fel de sprijin. În caz de vreun incident. Ok, io mi sono preso un bombardino. Cred că ar mai fi undeva. Andre, dobbiamo scendere al volo, sei pronto? Io încă nu am întâlnit. Esatto, alzamo a destra. Și iată jos parcarea. Începutul cabinilor. Cum am mai spus, muntele Cervinia se observă și de jos, de la cabine. Și chiar de-a binele. Ciao! Trebuie să părăsesc locul. Vom privi de la ieșire din... din cabine. No, sto bomba 37 anni. Это и чела и шире есть у харта. Я сам ты не кати, тати вырфорли. Метрами, что-то, ну, ты червини, патруми, подсуд, шоп за шоп метр. Iată, am observat că el nu e cel mai înalt. Mai este punta Gnifeti, care are 4559. Și cu 4500 mai este punta Zumstein, asta în Elveția, 4563. Mai este Cristo de Leveti, Liscam Occidentale, Liscam Orientale, care au peste 4.000, Castore peste 4.000, Rocea Nera. Aproape, aproximativ toate vârfurile au peste 4.000.
În sfârșit am ajuns la parcare. Și cum am coborât și a doua cabină. Până m-am schimbat, s-a făcut și seara. Acum, de la parcarea de la Buison, eu voi lua calea spre Turnon. Și dacă găsesc acolo pista cât de cât îngrijită, eu voi rămâne pe mâine. Și voi schia schi de fond. Ziua de astăzi s-a terminat. Ca de obicei, ziua a fost destul de, nu, fără căzături, cu soare, desigur, soare de iarnă. Nu, a fost o zi cu noroc. Acum vă spun o zi bună, la revedere și ne vedem în filmul de mâine.